Bună seara, dragi prieteni, bun găsit la emisiunea Administrație Publică, difuzată live pe canalul de Facebook RTS Radio Televiziunea Severin și prin cablu pe canalul Accent TV. Revenim în peisajul local cu probleme stringente ale de actualitate, mai ales că se apropie și o campanie electorală, dar nu despre asta vom vorbi în această seară, ci despre o problemă destul de controversată și pe alocuri dureroasă, mai pe exact recalcularea pensiilor. Recalculare care pentru unii pare să fi fost bună, pentru oameni care au muncit din greu în viața lor, pare să nu fi fost foarte bună. Vom afla care este adevărul și de ce nu a fost bună, pentru că în această seară alături de mine este un lider sindical, este vorba despre președintele CNS Cartel Alfa Mehedinți, domnul Mihai Bărbulescu, un lider sindical cu foarte multă experiență. Bună seara, domnule Bărbulescu! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor și tuturor celor care ne urmăresc în mediul online. Mulțumim pentru invitație și pentru interesul pe care l-ați avut pentru a conștientiza opinia publică despre greutățile cu care se confruntă, așa cum bine a spus, lucrători din domenii esențiale ale economiei românești, care, după încetarea raportului de serviciu, și-au deschis dreptul la pensie, iar în urma acestei legi 360 a pensiilor publice, o mare parte dintre ei sunt bulversați de faptul că deciziile noi pe care le-au primit la domiciliu sunt net inferioare față de sumele pe care le aveau în prezent. De fapt, am și văzut la meeting-ul pe care l-ați avut, a fost un domn care a prezentat câteva decizii de pensionare. Una dintre ele părea destul de șocantă. Cineva a scăzut de la 8.200 și la 4.000, adică aproape 4.000 de lei, îi scăzuse pensia. Bun, politicienii, cei care au făcut recalcularea, ne spun în permanență că nu pierdem nimic pentru că rămâne pensia în plată. Bun, ce pierd acești oameni și cum le este afectată până la urmă demnitatea? Sunt oameni care au construit această țară. Exact. Ei au construit hidrocentrale, ei au construit furnale, au extras cărbune, petrol și așa mai departe. Au transportat pe calea ferată materiale sigur, și tone de, care era o armată. Exact, o armată, tone de mărfuri. Și acum la bătrânețe sunt puși pe gânduri că cei care ar trebui să aibă grijă de ei nu fac altceva decât își bat joc. Și acesta este termenul, este o bătaie de joc la adresa acestor oameni. Cum bine spuneați, cuantumul acestor pensii este afectat până la un procent de 50%, chiar și 60-65% în unele situații pentru lucrătorii care au lucrat în radiații, în minele de uraniu, și aceștia au cele mai mari pierderi. Însă, cum ne spun guvernanții, eu consider că am picat cu toții pe o fentă. Într-adevăr, nimeni nu pierde în cuantum. Se primește pensia din luna august. Pensia dar, care era în plată în luna august. Dar ce pierdem? Pierdem, până la urmă, exact ceea ce este cel mai important. Pierdem puterea de cumpărare a acestor bani pe care oamenii aceștia au avut meserii câteodată sau într-un anumit moment istoric sau social erau ingrate. Și toți știam clar, nu mă duc să mă fac minier pentru că nu intru eu în fundul pământului să scot eu de acolo unii cărbune. Unii nici n-au mai ajuns acasă. Și alții nici n-au mai ajuns acasă în urma accidentelor de muncă și care erau inevitabile și nici la pensie. Alții s-au ales să fie siderurgii și au stat în fața furnalelor să topească fierul, să putem să facem infrastructură și până la urmă să ridicăm tot ceea ce a însemnat edificii în această țară. Acei oameni care au transportat pe linia ferată sute de tone, milioane de tone de materiale. Acei oameni care au produs și produc în continuare curentul electric sau energia, electricitatea. Până la urma urmei, vedeți dumneavoastră, dacă la 1 ianuarie 2025 oamenilor acestora nu le acorzi acea stabilitate socială de care ar trebui să se bucure în urma muncii prestate și a aportului pe care l-au avut la bunăstarea socială în mod general, nu face altceva decât un atentat social asupra acestor oameni. Și asta fac politicienii și nu înțeleg.
Problemele ar putea să fie sau s-ar fi putut rezolva cu multă ușurință. Noi, Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa, în luna februarie, în județul Mehedinți, dar nu numai, și în alte județe, înaintam către instituția prefectului amendamente de modificare a formulei de calcul pentru aceste categorii de bun, pe care prefectul activitate. Trebuia să le trimită ministerul. Nu trebuia. Resort. Le-a și făcut. Da. Eu discut situația de la Mehedinți pentru că o cunosc foarte bine. A și făcut-o. A trimis amendamentele Confederației Naționale Sindicale Cartel Alfa filiala Mehedinți, care au fost parte dintr-un plan la nivel național al Confederației noastre, printr-o hotărâre în Comitetul Confederal luată în unanim, și au fost trimise la Ministerul Muncii. Ministerul Muncii a venit cu o explicație incredibilă pentru noi ca și sindicaliști, spunându-ne într-un răspuns în scris că legea pensiilor publice a fost negociată cu Comisia Europeană și ea nu mai poate fi modificată. Păi atunci stau și mă gândesc. Bun, dar legea nu se negociază cu partenerii sociali. Asta este problema. Legislația românească spune că orice act normativ de impact... Mai aveți membri și pensionari. Bineînțeles că avem și membri pensionari, da. Membri asociați din asociațiile de seniori pe care sunt afiliate confederației noastre. Deci au discutat-o cu Uniunea Europeană. Au discutat-o la Uniunea Europeană. Rămân siderați de faptul că, știind de altfel cum bine a spus, dialogul social este un ansamblu de discuții pentru o pace socială cu partenerii sociali prevăzuți de lege, confederațiile sindicale, patronale și guvernul pe de altă parte. Aceasta este forma tripartită în care se pot stabili acte normative și pot să emani politici sociale cu impact asupra de vieții. De comun acord. De comun acord. Și unde ești unde intri în dezacord, acolo, pe punctele respective, negociezi până ajungi într-un acord unanim. Lucrul acesta nu s-a întâmplat. Legea a mers pe repede înainte, fiind de altfel o prioritate pentru jalonul din Planul Național de Rezistare și Reziliență pentru finanțarea unuia dintre acești piloni ai actului respectiv, în vederea primirea unor bani de la Uniunea Europeană, niște granturi și niște fonduri nerambursabile, în vederea dezvoltării infrastructurii. E bun, am înțeles. Dar nu de dragul de a face ceva, dărâmăm ceva ceea ce era foarte bun, fiindcă dacă am strica, am putea să și reparăm. Când dărâmăm, nu ne mai uităm ce facem. Trecem cu șenila peste tot ceea ce este bun și ulterior ne cerem scuze că s-au întâmplat lucrurile acestea. Care de altfel astăzi le văd și politicienii și observă că derapajele pe care noi le atrăgeam, le supuneam atenție în luna februarie și în luna mai, pe 9 mai la Maramureș, în fața prefecturii din Maramureș și la Baia Mare, spuneam lucrul acesta, atenție, vine 1 septembrie, sunt oameni care vor pierde. Rămân oamenii în urmă și nu este normal să se întâmple lucrul acesta pentru că legea pensiilor este o pensie socială. Un singur om, dacă are drepturi diminuate sau nu beneficiază în ansamblu de cumulul legislativ existent și aplicabil pentru domeniul pensii, este o problemă și trebuie să luăm măsuri să o corectăm. Discutăm despre două categorii în interiorul legii 360 a pensiilor publice. Două categorii care au fost lovite da. Și nu lovite, efectiv sfărâmate, pentru că sentimentul, și am văzut oamenii aceștia cu ocazia pichetării prefecturii județului Mehedinți de zilele trecute. Am văzut cu atenție declarațiile. Deci vreau să vă spun că efectiv îți creează o stare emoțională de și un grad. Nu erau revoltați. Iar prin ceea ce spuneau cu suflet și cu munca și și-aduceau aminte de munca pe care au făcut-o și spuneau, nu este corect, domnul președinte, să ne ia banii aceștia pentru că noi am cotizat pentru ei și aveau dreptate. Se uitau în fața deciziilor și probabil că politicienii au considerat oameni care nu știu să-și calculeze. Își calculau singur fiecare zecime de punct de pensie de acolo și spuneau unde sunt punctele mele pe care eu le-am câștigat în muncă prin plata contribuțiilor pentru grupa specială, adică acele sporuri de vechimi pe care eu le-am luat de-a lungul timpului. Ce s-a întâmplat de fapt? Pentru că au venit și au explicat, am văzut diverse declarații la alte posturi de televiziune, au venit și au explicat, domnule, știți, aceste grupe ți-au permis să ieși mai repede la pensie. Am înțeles.
Așa dar este. Asta nu înseamnă că trebuie să primești și bani. Bineînțeles că nu trebuie să... Pachetul pentru, grupe, pentru grupele speciale aveau un, deci unde au, un cumul, au greșit un cei cumul care de, au recalculat? La nefructificarea anilor de vechime obținuți în urma muncii în grupă specială. Pentru că în grupă specială înseamnă că am muncit greu. Am muncit greu. Foarte greu. Greu sau foarte greu? Subteran. 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 Cu asta ai spus și totul. Am spus totul. Exact. El pentru asta a avut un 6 luni de zile câștig pentru fiecare an muncit. Deci bonusul acesta de 6 luni de zile, lucrătorul a plătit taxe la bugetul social și angajatorul, suplimentar pentru faptul că nu i-a acordat condiții normale de lucru, o altă cotizație. Deci ei plăteau undeva cotizație. Dacă un lucrător care lucra în condiții normale de lucru plătea 25-35%, acesta plătea 40-45%, cu cel puțin 10% toate, mai mult, tot ce cotiza. Cu tot ceea ce cotiza. Da. La o asemenea cotizație și este dintr-un și el, salariu destul de mare pentru că și dintr-un salariu, exact, mare. Și dintr-un salariu destul de mare, deci un quantum de cotizație superior față de alte domenii de activitate. Și acum în timpul jocului regula s-a schimbat. Pentru că este în timpul jocului acest beneficiar de pensie de serviciu din minerit a fost nevoit la un moment dat domnul Cășmaru să își întrerupă nu voluntar, fortuit de întreprindere raportul de serviciu. Spunea, gata, ai lucrat 20 de ani, ai 45 de ani în vârstă, pleci acasă, tu de mâine nu mai poți să vii la serviciu. Mai ales că au închis minele și așa au... Nu mai punem, a fost și o perioadă numai care, de tranziție care, și i-a, trimis care i-a trimis acasă. Dar atunci când a făcut vechimea totală de 20 de ani și 45 de ani în vârstă, el a plecat acasă că a vrut să mai lucreze sau nu a vrut să mai lucreze, lipsit de voința lui. Până la urmă, acestor oameni i s-a luat dreptul la muncă. Pentru că de la 45 de ani putea să mai lucreze. Nu în subteran, poate într-un loc administrativ sau într-un loc de suprafață. Și avea o pensie, și avea mai o pensie mult mai mare. Tu, stat, la timpul respectiv, i-ai spus nu, atât trebuie să lucrezi. Pentru asta eu îți voi da pensia asta. Și omul a fost nevoit să plece acasă. Și acum, în timpul jocului, când el trăiește, nu-i mai împarți la 20 de ani vechime contribuțiile, îl duci la 25 de ani. Nu-i mai împarți la 25, o duci la 30 de ani. Păi cum suntem și noi? Da, și pe de altă parte vii și spui că nu are puncte de stabilitate. Că nu are puncte de stabilitate. Că nu a trecut de acei 25 de ani. Că nu a depășit contributivitatea de 25 de ani. Acolo s-a câștigat, acolo la, punctele, s-a câștigat, da, la punctele acelea de stabilitate. Și foarte bine. Marea parte a pensionarilor au câștigat. Așa și trebuie să se întâmple. Oamenii să aibă niște drepturi care să le asigure un trai decent la bătrânețe. Să mai vedem distant. Dacă va fi decent. Da, în funcție de prețurile care vor fi, poate astăzi decizia este mulțumitoare sau cuantumul din decizie este mulțumitoare pentru marea parte a pensionarilor, în funcție de prețurile de anul viitor s-ar putea să nu mai fie. Deci ce se întâmplă efectiv cu acești oameni care rămân cu aceeași pensie în plată, dar nu mai, nu mai bine pe decizie era mai mică? Pe decizie era mai mică. Practic ea îngheață, ea îngheață această pensie. Îngheață pensia. El nu va primi inflație la ceea ce primește. Nici net. Ajustarea cu inflația? Nici ajustarea cu inflația. Ajustarea cu inflația o va primi la noua decizie, la cuantumul cel mai mic. Și dacă diferența este de 45-50%, în cazul în care inflația este sub un procent de 5%, oamenii aceștia vor trebui să suporte efectiv din munca lor creșterea prețurilor, pentru că el nu va mai primi anual acea inflație. Inflația va veni la decizia emisă și primită la zilele trecute, suma, la suma cea mică pe care el nu o va vedea-o decât în momentul în care acea decizie egalează și depășește suma pe care o primește astăzi. Adică peste vreo 5, 7 sau 10 ani. Când poate mulți dintre poate ei mai nu sunt. Mai există. Da. Exact. Aici este problema și chestiunea. Noi am trimis și acum amendamente pentru această categorie de lucrători, minieri, ceferiști, siderurgiști, energeticieni, pentru o nouă formulă de calcul. E prea complicată ca să o explicăm, însă în linii mari trebuie să înțeleagă politicienii așa. Pentru faptul că au plătit contribuții substanțiale în urma procesului muncii, încadrați fiind în grupe de muncă, vechimea rezultată din grupele de muncă este vechime contributivă și atunci problema s-a rezolvat. Sau să primească indexarea la banii pe care îi iau astăzi. Adică indexările care vin. Care vin să le primească și ei la
sumele pe care le primesc. Aceste amendamente de care vorbiți sunt pe masa. Au fost depuse la Mehedinți, au fost depuse la Maramureș, sunt depuse la Gorj, sunt depuse la Galați. Da, și cu siguranță au ajuns la ministerul. Cu siguranță au ajuns la Ministerul Muncii. Bun, ei au manifestat oarecare deschidere. Am văzut ministrul Muncii, am văzut și primul ministru. Și primul ministru. Da, au manifestat oarecare deschidere. Și celălalt partid din coaliție are deschidere. Și au spus că poate mai facem o recalculare pentru că s-au făcut multe greșeli. Să o facem. Credeți în așa ceva? Dacă nu o fac, vor fi amendați la alegerile, care urmează, pentru că oamenii nu sunt proști să mai înghită așa gălușca pe care o aruncă politicianul. Dacă nu o facem în septembrie, o facem în ianuarie. Nu, au timp până în luna noiembrie să facă această situație. Chiar dacă Parlamentul funcționează la parametrii reduși acum, fiindcă se declanșează și se pornesc campanii electorale pentru generale și pentru prezidențiale, se fac acele locuri de adunare, de strângere a semnăturilor, ar trebui să se ghideze tocmai pe această problemă, să rezolve problema acestor oameni, pentru că, așa cum v-am spus, sunt două categorii. Aceștia, minerii, siderurgiștii, energeticienii și ceferiștii, în interiorul grupelor de muncă speciale și deosebite, dar mai avem și o altă familie profesională afectată. Persoanele cu grad de handicap, da, încadrate acolo, în muncă. Dom'le, spune românul acolo, poți să dai acolo unde doare cel mai tare la persoanele acelea care, fără voința lor, au trăit toată viața cu chin și suferințe și s-au dus la muncă și acum primesc decizii diminuate. Da, nevăzătorii, cei cu probleme cu dizabilități, locomotorii, da. Locomotorii, nu este normal să se întâmple așa ceva. Bun, ce credeți că s-a întâmplat acolo? Pentru că același lucru. Acolo pare mai același lucru. Grav. De la 11 aici. Ani cât trebuiau să aibă stagiul minim de cotizație, acum le-am împărțit tot la 25 de ani. Le-a înjumătățit absolut tot ce primeau și ei pe o decizie. Nu poți să lași pe un om din ăsta cu niște nevoi speciale, care a avut în subconștientul lui și și-a dezvoltat permanent cultul muncii și s-a dus și i-a permis și organismul sau afecțiunea pe care a avut-o să poată să facă o activitate lucrativă. Nu poți să-l duci și să-l plasezi în zona pensiei minime sociale. Efectiv, legiferez. Da, asta este o ciudățenie. Este o problemă gravă. Oamenii aceia au lucrat, mulți, de exemplu, nevăzători, au lucrat în diverse cooperative. Am avut și noi aici, da, la noi, în turnul Severin, și nu trebuie să uităm. Oamenii acum sunt afectați. Făceau masaj, făceau tot felul împletituri, de... Împletituri, da, tot felul de... Am avut o societate aici, la noi, în turnul Severin, cu câteva sute de angajați. Acele decizii acum sunt diminuate. Și atunci îl aduci la pensia minimă, și pe care o ia cineva care se trece încă la muncit. Care a stat, da, și nu a făcut absolut nimic. Are câțiva ani de vechime, din diverse cauze, nu și-a desfășurat o activitate lucrativă și are acolo. Și dai și lui acolo ceva. Că suntem stat social și e normal să fie așa, nu trebuie să lași pe nimeni fără un venit. Ce facem? Cum să fac așa ceva? Nu ar trebui să se gândească mai mult la astfel de situații? Să înțeleagă că dialogul social este singura formă pe care, dialogul social cu partenerii sociali prevăzuți de legea românească, este singura cale de a aduce pacea socială. Dacă fac cu obloanele închise, cu listele partidelor politice care formează această coaliție guvernamentală, nu va fi pace socială niciodată. Bun, dar dacă ne aducem aminte, într-o anumită perioadă politică, și nu e niciun secret că a fost pe vremea lui Traian Băsescu, sindicatele au fost bagatelizate, au fost reduse în mod voit, prin... Da, lideri sindicale arestați, dați exemplu de... De corupți, de orice. Da. Știți cum și e? Au fost reduse la, cum să spun, la tăcere. Da. La tăcere, nu numai prin bagatelizare socială, dar și prin printr-o lege care nu a fost propice organizației sindicale. Prin modificarea legii dialogului social, prin modificarea unor aspecte din codul muncii care aveau strânsă legătură. Da, a fost și până la urmă și ridiculizate. Și ridiculizate, și pentru au făcut că la vremea respectivă. Acum vede societatea... Nu există societate fără sindicate. Exact, și vede societatea acum ce înseamnă să nu existe un sindicat puternic. Vreau să vă spun că în perioada respectivă
Făceam sindicalism nu la nivelul nivel de confederație, la nivel de sindicat de bază. Însă, ulterior, când am pătruns în mișcarea sindicală confederală, am văzut ce înseamnă greutățile și și potența de a discuta sindical. și de a negocia trebuie un contract să, de muncă. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Sigur. Și revenim, pentru că e interesantă discuția despre, cu asta o să revenim, despre ce înseamnă astăzi sindicatele. Vrei să schimbi acoperișul? Construiești o casă nouă și vrei acoperiș durabil și ușor? Noi suntem soluția! Acoperiș Oltenesc vă oferă vânzare și montaj acoperișuri complete cu țiglă metalică, tablă cutată, tablă click, tablă modulară, jgheaburi și burlane. Acoperiș Oltenesc vine cu modele unicat pe piața din România. Promoție! Oferim culori mate la preț de culori lucioase. Nou! Acum în stoc și panouri Isopan. Ne găsești pe acoperișoltenesc.ro sau pe Facebook Acoperiș Oltenesc și la telefon 0747 017 083. Sport Club Municipal Craiova, un reper al performanțelor din Oltenia. Pașii spre marea performanță sunt legați indisolubil de revenirea în circuitul sportiv al sălii polivalente din Craiova. Aici a fost laboratorul de pregătire al secțiilor sportive ale SCM pentru competițiile și medaliile câștigate la nivel național și european. Sportivii, staful tehnic și administrația au conlucrat împreună pentru a se ridica pe cele mai înalte trepte ale podiumului la toate competițiile la care au participat până în prezent. Palmaresul obținut de SCM Craiova în câțiva ani este unul impresionant pentru care s-a muncit și s-a investit foarte mult. Viitorul a fost construit cu atenție în cele mai mici detalii. Povestea trofeurilor obținute de secțiile sportive ale clubului sunt scrise cu abnegație, bucurie, curaj, dăruire, epuizare, lacrimi, muncă și sacrificii. De multe ori cu victorii, dar uneori și cu înfrângeri. Însă toate acestea ne fac să fim mai puternici și să luptăm întotdeauna pentru a obține cele mai bune rezultate. Noi susținem mișcarea, sportul, performanța și fair play-ul în efortul comun de a promova imaginea municipiului Craiova în România și în Europa. Noi suntem SCM Craiova! Canalizarea nu este coș de gunoi. Compania de apă Oltenia face apel la toți utilizatorii atât din mediul urban cât și din mediul rural să folosească în mod corect sistemul de canalizare. Sistemul de canalizare. Utilizarea necorespunzătoare a rețelelor de canalizare duce la o serie de probleme resimțite imediat de către toți utilizatorii. Disconfort imediat. Blocarea parțială sau totală a conductelor de canalizare din zonă, refularea apelor reziduare și mirosuri neplăcute. Creșterea tarifului de canalizare, efecte resimțite de către toți utilizatorii. Perturbarea funcționalității proceselor tehnologice de epurare a apelor uzate. Creșterea frecvenței intervențiilor asupra rețelelor și creșterea costurilor de mentenanță. Soluții. Preocuparea și atenția pentru depozitarea deșeurilor pe care le generăm. Schimbarea comportamentului și implicarea civică. Suntem mereu atenți ca rețeaua de canalizare să funcționeze perfect, dar adevărul este că nu putem face asta fără ajutor. Ajută-ne să păstrăm orașul și mediul conjurător sănătos! Husqvarna pune accent pe calitatea utilajelor testate și proiectate pe care te poți baza. Încearcă noile motoferestrae pe benzină sau acumulatori cu prețuri începând de la 1000 de lei. Mașini automate de tuns gazonul, motocultivatoare, refulatoare de grădină, scarificatoare, tractoare de grădină, aparate de spălat sub presiune și multe alte utilaje. Găsiți gama completă în magazinele Raico, distribuitor Husqvarna din orașele Lovaci, Târgu Cărbunești, Turceni, Padești, Târgu Jiu,
Strada Victoriei 112. Relații la telefon 0253 210 736. Mergeți la sigur cu Husqvarna. Calitate garantată. CJAM Dolj, câștigarea bătăliei pentru viață. Centrul Județean de Aparatură Medicală Dolj are ca scop permanent îmbunătățirea serviciilor medicale de serviciu prin acordarea unei asistențe tehnice de un înalt profesionalism calificat. Noi suntem partenerul ideal al tuturor unităților sanitare publice sau private care dețin utilaje medicale. Prin seriozitatea și promptitudinea CJAM Dolj se urmărește realizarea unor servicii de mentenanță de înaltă calitate a aparaturii medicale aflate sub contract. Ne puteți găsi în Craiova, strada Tabaj, numărul 1A sau la numărul de telefon 0746 147 400. Misiunea noastră este realizată în parteneriat cu profesionalismul personalului medical din spitalele deservite. Doar împreună putem realiza țelul nostru comun, câștigarea bătăliei pentru viață. Am revenit în direct, dragi prieteni, alături de mine liderul sindical Mihai Bărbulescu, președintele CNS Cartel Alfa Mehedinți. Vorbeam domnului Bărbulescu înainte de pauză despre ce mai înseamnă astăzi sindicatele și plecasem de la ideea că a fost o perioadă istorică în care au fost bagatelizate, ridiculizate, nu ne vrem să ne mai aduce aminte, cu lideri arestați și așa mai departe. Practic și-a revenit mișcarea sindicală. Eu consider că da. Și-a revenit în sensul că este puternică. Și iau în calcul, da, este puternică și este o voce. Iau în calcul Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa, din care noi facem parte. Și vă spun de ce. Observând disfuncționalitățile din vechea lege a dialogului social, lipsa unor contract la nivel național și a contractelor pe de ramură care îngreunau negocierea, Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa, acum 4 ani de zile, a declanșat o caravană a justiției sociale din România până la Bruxelles, cu protest în fiecare capitală a țărilor membre Uniunii Europene, în fața consulatelor sau ambasadelor României. Îmi depănesc că vi s-au înlăturat și sindicaliștii. Clar, am avut sprijinul colegilor noștri confederali din interiorul țărilor europene, care facem parte din aceeași familie sindicală a Confederației Sindicale Europene. Și problema a fost că atunci când am ajuns la Bruxelles, la Comisia Europeană, președinta Comisiei, era aceeași persoană, Ursula von der Leyen, a fost contrariată de faptul că am venit mii de kilometri în această caravană, neînțelegând mecanismele din interiorul legislației românești. Motiv pentru care, prin comisiile de specialitate, imediat în Guvernul României a înaintat Parlamentului un draft de lege negociat cu sindicatele pentru a fi promovată și promulgată o astfel de lege. A dialogului social. Dialogului social, o lege a sindicatelor care este mult mai bună decât vechea lege. Este și aceasta perfectibilă, însă este mai mult decât aveam. Există în interiorul acestei legi mai multe mecanisme pe care noi nu avem cultura sindicală și nu le-am încercat încă, nu le-am aplicat, să vedem cum funcționează, de exemplu, greva politică și socială, unde poți declanșa grevă împotriva unor politici antisociale pe care guvernul doar declarativ, dacă o face, poți declanșa această grevă. Nu neapărat să treacă, adică, efectiv la... Adică, de exemplu, iese guvernul pensiile. Cu declarație și spune că lansează exact. În consultare publică o nouă lege de tăiere a pensiilor. Da. Putem să declanșăm. Și atunci imediat, da. Exact, putem să declanșăm aceste mecanisme. Și vreau să spun că, condiționat fiind de pacea socială, pentru că în interiorul Planului Național de Redresare și Reziliență și confederațiile sindicale și patronale primesc fonduri și subvenții pentru dezvoltarea capacității organizaționale și a dialogului social, atât guvernul cât și celelalte părți din interiorul, ca să existe ca un echilibru și o forță. Ca să existe și progres, să existe progres, și liniște. Și liniște, corect. Liniște socială. Liniște socială, corect.
Și să știți că mecanismele europene monitorizează foarte atent aceste aspecte și niciodată nu sunt pe deplin mulțumiți de faptul că într-o anumită țară a Uniunii Europene există niște derapaje. Și dacă național nu vom putea să reglăm această situație într-un timp scurt, pentru că nu putem să dăm răgaz politicienilor să îndrepte această situație pe termen mediu. 4-5 ani. Nu. Acest lucru poți să-l îndrepte mâine, în prima ședință de guvern sau în maxim o lună de zile. Pentru că dacă a fost protestul la Turnul Severin în 3 septembrie, de pichetare a prefecturii... Da, au mai fost pichetări în țară. Au fost marș meeting la Baia Mare. Se realizează zilele următoare la Galați. Se pune în mișcare Suceava. Baia Mare începe din nou următoarea etapă, da, de protest miercurea și vinerea, lucrurile se răstogolesc și dacă este nevoie până la urma urmei, putem să organizăm asociațiile de pensionari din domeniile acestea de muncă să facem un mare protest la București și cred că nimeni nu vrea Piața Victoriei ocupată și în prag de alegeri cu gălăgie când ar trebui să ne ocupăm fiecare de ceea ce avem de făcut. Problema se soluționează simplu. Amendamentele propuse de către noi ca și Confederație Sindicală sunt suficiente pentru a aduce pacea socială pentru aceste două categorii din cadrul acestei legi 360, pentru că mai există o lege a pensiilor de serviciu 223 pentru militari, unde și acolo există unele inadvertențe. Neactualizarea soldei de grad cu funcția avută în activitatea celui care se pensionează astăzi. S-ar putea să o măcelărească și pe ea. Păi am măcelărit-o odată și a văzut că s-a putut. Că așa au început politicienii, cu militarii. Și a creat această zânzanie între categoriile profesionale și a aruncat anatagma că ce, nu le mai ajunge alora? Și toată lumea am înțeles să facem chestiunea alea asta. Alea nu sunt pensii speciale la militari. Bineînțeles, alea sunt pensii de serviciu, pensii speciale sunt pensii ocupate. La parlamentari. Nu la parlamentari. La... Nu la știu, cred că și la judecători. Sunt, da, să știți că sunt de vocație și de risc. Pentru că acei oameni... Bun, dar au casa niște, lor de pensie, am au cas, da, au casa lor de pensie fără niciun fel de problemă. Cum de altfel au și militarii. Aici e o chestiune care ar trebui E o categorie profesională, dar categorie parlamentarismul parlamentarism, nu e o categorie profesională. Păi, atâta timp și cât, nici ăla care lucrează la agenția nu știu care, că de, sau în țara de agenții, exact, unde la curtea sunt, de conturi, unde sunt salarii de zeci de mii de euro și... Că și iau pensii speciale. Bineînțeles, și nu este corect să fie. Bun, revenind la ceea ce spuneați, credeți într-o îndreptare a situației și vreau să vă mai întreb dacă oamenii sau încep să adreseze și instanțelor de judecată. Bineînțeles. În cursul zilei de astăzi dreptatea se face în justiție. Dreptatea se face în justiție. Într-un stat de drept. Până la urma urmei, mecanismul pe care noi vrem să-l arătăm justiției este acela că legea aceasta este una discriminatorie și fiindcă este o lege civilă, nu poate să existe principiul aplicabilității ei de la momentul în care ai promulgat-o către înapoi. Eu aș fi de acord ca această lege să se aplice ca o lege civilă cu efecte în viitor, nu în trecut. Adică de acum înainte, minierul care se angajează la 1 septembrie 2024 va ieși la pensie cu această formulă de calcul. Dar nu îi modific cuantumul pensiei și minerului care s-a pensionat în 2009, în 2010, în 2024 pe 30 august. Da, după corect. Legea din 1 septembrie. Corect. Bun, nu e corect să și fie așa. Și vă așteptați ca instanțele de judecată. Bine, vedem ce se va întâmpla. Nu ne așteptăm ca instanțe. Nu, noi avem așteptări de la orice persoană, însă de la puterea judecătorească avem o așteptare fantastică. Este efectiv acea speranță care orice om care pleacă înainte cu un obiectiv urmează să și-l îndeplinească prin toate formele care consideră că i-ar fi ajutătoare. Instanța de judecată pentru noi este ajutătoare pentru că sunt judecători și sunt convins că principiile dreptului civil care dăinuie de la aplicabilitatea lui pe teritoriul României, pe teritoriul țărilor românești până la urma urmei, nu pot fi neglijate. Aceste principii ale dreptului civil. Legea civilă nu este retroactivă. Legea civilă se aplică pentru viitor. Corect. Punct.
Aici avem o chestiune. Este o lege discriminatorie. De ce este discriminatorie? Nicio țară, domnul Crăjmanu, nicio țară din Europa asta nu lasă nefructificată o perioadă de vechime pentru care eu am contribuit. Atunci când omul iese la pensie, nu lasă nefructificată financiară. Îi dă omului bani pe ea. Vreau să vă spun că am studiat și țări cu o tradiție de dialog social și cu respectarea rapoartelor și principiilor de muncă cu o tradiție minimală, cum ar fi Africa de Sud. Respectă lucrătorii minieri și pentru faptul că lucrează în condiții grele și deosebite, mult mai grele decât restul lucrătorilor, le dau un beneficiu. De ce minierilor, ceferiștilor, siderurgiștilor, energeticienilor le-au luat acest beneficiu? Ei au cotizat pentru ca orice lucrător, în plus de atât, locul lor de muncă a plătit în plus la bugetul de asigurări sociale pentru faptul că nu le punea la dispoziție condiții. Și pachetul de condiție specială de muncă spune că plătești mai mult, ești mai devreme la pensie, ai o pensie mai mare și cumulativ aceste beneficii ți se aplică pe viitor. Da, pentru că tu ți-asumi, adică tu ești tânăr și te duci să te faci miner. Mă duc să mă fac miner. Băi, eu știu, mă duc la 20 de ani, ies la pensie la 45. La revedere. Tu știi ce te așteaptă. Știu ce mă așteaptă. Și atunci zici, bă, bun, mă duc că poate eu o să fiu și eu o să liniștit când o să ies la pensie. Astăzi și zilele trecute, toți cei care m-am întâlnit cu ei și au lucrat în aceste domenii esențiale ale economiei naționale, îmi spuneau, domnul președinte, nu pot să semnez acolo, mă dor mâine. Domnule, hai, chinuie-te așa încet, uite, stai aici pe scaun. Cu dureri de picioare, cu dureri de spate. Dar cei care au lucrat cu minele de uraniu? În minele de uraniu. Bun, mai e un aspect aici. Statul vine și spune, domnule, noi ți-am scris pe decizie 4.000, dar în mărinimia noastră așa ți-ți lăsăm totuși pe banii aia dinainte. Păi dacă adică peste 2 ani îi dă pe aia mică. Nu, vreau să spun că este până la urmă și eu, să nu-i spunem bătaie de joc, dar este și o umilință. Adică știi, tu de fapt meriți 4.000 de lei, dar noi așa în marea noastră generozitate, statul român, îți dăm de la noi așa. Vedeți? Adică tu nu-i meriți pe aia care ți-a luat, doare pe dar ți-i dăm noi. Aici îi doare pe mine. Și până la urmă e și o chestie de demnitate. Exact. Că el, până la, el vă dați seama, nu știu dacă mai apucă sau nu mai apucă, poate nu mai are timpul necesar fizic timpul ca să aștepte indexarea. Dar e și o chestiune de demnitate. Exact. Cred că și asta vă spun oamenii. Exact. S-au simțit umiliți când a văzut suma aia de jumătății. De ce să-mi iau un leu din pensie? Asta spun. Eu intram în mină și nu mâncam mâncarea cu praf de cărbune. Și după 20 de ani, adică ieșeam în afară și murdar. Și nu se știe dacă te mai întorci, ieșeai de acolo. Ieșeam din mină murdar fizic, dar sunt murdar și în interior pentru că bolile profesionale pe care le-a acumulat să stea în apă până la genunchi, la temperaturi ridicate, să coboare în galerii, să scoată cărbunele, nu a fost ușor și acolo nu este o mecanizare cu joystick și telecomandă. Acolo este târnăcopul, lopata, securea și niște sfredere cu care ei înaintează pe galerie să poată să acționeze și să extragă cărbunele din filonul respectiv. Da, așa s-a lucrat. Poate acum s-a mai mecanizat. Da, acum nu foarte închis. Mult, dar acum sunt închise și până în 2032-2034 se închid majoritatea. Oare acesta să fie până la urmă semnalul, hai ca să nu mai avem așa un flux mare de mineri, le luăm pensiile ca să-i speriem pe aia să mai fie. Dar nu trebuie să uităm de această categorie profesională. Aceștia care au lucrat în condiții, nu neapărat minerii, toți cei din condițiile speciale, v-am spus, și energeticienii, și ceferiștii, și siderurgiștii, acești oameni au avut cultul muncii foarte bine dezvoltat. Cu acești oameni noi putem să facem o reconversie profesională în planul de tranziție justă care se aplică în 7 regiuni ale României pentru a-i folosi unde? La infrastructură, la autostrăzi, la drumurile naționale, în care sunt investiții semnificative în următoarea perioadă, pentru că meseria lor este una înrudită cu cea a drumarilor. Dar dacă noi ne batem joc de ei acum, nu o să fie de acord și să accepte să vină să încheie un contract chiar pe perioadă determinată cu un anumit angajator și să aibă disponibilitatea să plece de acasă
pe alte șantiere, în altă parte, pentru a construi autostrăzi sau drumuri, pentru că zice, dacă peste două luni de zile își bat și ăștia joc de mine, cum și-au bătut joc și cei care mi-au dat cred că erau cei mai nimeriți mineri atunci când s-au început să închidă minele, dacă îi luai și erau cei mai buni pentru a construi autostrăzi. Vă dați seama că... Ei se pricep la asta. Meserie înrudită cu adrumarilor. Vă dați seama că noi am făcut, raportat la întreaga Europa, cea mai mare densitate de frizeri în România, pe Valea Jiului. Cursul de formare profesională, frizer. Bine să râd, pentru că... Domnul Crâșmanu, în ce țară putem să trăim? Domnul Băsescu a zis că nu mai avem frizeri, chelneri și... Păi și avea, el așa avea nevoie de, de frizer, că avea și o podoabă așa, generoasă, podoabă capilară. Da. Da. De chelner nu ducea lipsă, că se servea singur, dar de frizer chiar că avea nevoie în prima perioadă. Da, probabil că de asta s-a creat numărul ăsta așa mare. Acum glumim pe seama și în cazul unor oameni. Dar să știți că acolo se simte și acum faptul că zona a fost inundată de bani pentru formare profesională și nu s-a făcut ce a trebuit cu ei. Pentru că nici atunci nu s-a dimensionat corespunzător și nu s-a negociat și nu s-a consultat cu părțile. Pe bani europeni. Slavă Domnului, dar pentru cizmari, pentru chelner, pentru frizer, pentru îngrijitor de spații verzi. Ce spații și manager de proiect. Și manager de proiect. Da. Ce spații verzi acolo, în condiția în care ei trăiesc pe niște, în niște văi, înconjurați în stânga, în dreapta, față și în spate de munți. Asta avem noi nevoie acolo. Deci reconversia trebuia să fie în meseria, apropiate de specificul lor. Dacă lucrul acesta nu se întâmplă acum în județele de tranziție justă, în care în preajma noastră este Gorjul și Doljul, beneficiari ai acestei forme de protecție socială și reconversie profesională cu privire la închiderea mineritului și a combinatului din Dolj de produse chimice. Vreau să nu credeți că o să rămânem cu oamenii aceștia efectiv. Bun, dar ce se întâmplă? Părăsit social sau vor îngroșa numărul celor care... Începuseră să atace și compania lignitului Oltenia, adică CEO Oltenia. Compania energetică Oltenia, care are nu știu câte mine și nu știu câte... Odată cu închiderea mineritului este foarte clar o companie prestigioasă care nici poveste, mă rog, am văzut câteva emisiuni cu fostul director al... Nici poveste că poluează masiv și că... Ei au cumpărat au filtre, au investit milioane de euro. Plus spații verzi care să regenereze aerul. Să dească pomi și să protejeze ariile de exploatate anterior. Adică totul se creează într-un regim de ciclicitate a naturii, ca acolo unde a trecut și a exploatat, în urmă să rămână natura să se regenereze fără a crea dezechilibru din punct de vedere al mediului. Da, numai că am avut pe unii care n-au știut să negocieze la Bruxelles. Mă rog, sau au fost ticăloși. Vreau să vă mai întreb... Mai bine ultima dată. Nu e singura problemă, asta e ultima problemă și cea mai gravă, într-adevăr, cu pensionarii, dar a fost un lanț întreg de proteste, chiar și de la începutul anului, chiar și la sfârșitul anului trecut. Sigur. La care v-am văzut participând... Care mai este, până la urmă, tensiunea socială în acele domenii? Era vorba de cultură. Știu că ați participat la lucrătorii din cultură, cei care lucrau prin arhive, polițiștii, dacă nu mă înșel, sau cei de penitenciar, nu mai știu. Și toți polițiștii, toată structura de ordine publică. Deci tensiunea socială era, mai multe domenii. Să știți că trenează problemele, nu sunt rezolvate în totalitate. Statul român, astăzi, pentru sectorul ordine publică, siguranța națională, polițiști, militari, polițiști de frontieră, de penitenciare, când vorbim de poliție, pompieri, tot pentru toată lumea, are acum datorii pe care nu le putem cuantifica. Are datorie față de legea de salarizare, care nu este pusă în integralitate în plată.
are datorii cu privire la drepturile de echipare, are datorii cu privire la drepturile de hrană. Ore suplimentare. Nu mai discutăm care nu se plătește și doar se recuperează. Și alea se recuperează cum? Pe riscul profesional al colegilor care rămân în serviciu. Pentru că dacă într-o noapte noi trebuie să fim trei de serviciu și unul dintre colegii noștri pleacă în recuperare acasă, noi doi trebuie să-i suplinim și sarcina omului astuia ca să asigurăm un climat de securitate și ordine publică. Adică la să faceți lui. Ceva peste puterea, omenească. Muncim 2 pentru 3. Da. Acesta este principiul. Muncim 2 pentru 3. Și am văzut ce înseamnă situația de foc și mulțumim pompierilor pentru modul exemplar când au intervenit în stingerea acestor incendii și jandarmilor de asemenea. Aceștia sunt oamenii aceia pe care anumiți politicieni la un moment dat am vrăjbit societatea civilă împotriva lor. Ăștia sunt paria societății, nu fac nimic, ne bat. Păi, până la urma urmei, asta este obiectivul profesional. Să ne asigure un climat de pace și securitate. Eu mi-aduc aminte că nu m-au bătut jandarmii niciodată. Nici pe mine. Ce am fost că și la proteste. Intră într-un dispozitiv și că își fac meseria, e treaba eu lor. Acolo în locul meu îmi fac treaba mea, ei își fac treaba lor acolo să mă păzească pe mine și să nici eu să nu escaladez. Sigur, să asigură liniștea. Să asigure liniștea, să respecte legea, sigur. Omul care respectă legea nu se ferește și nu este frică de organele statului de ordine publică. Ăia care sunt mai așa în gena lor predispuși să treacă peste această barieră să zică că lasă că n-are nimic, că suntem o țară democratică. Da, democrația înseamnă respectarea legii, nu înseamnă haos și democrația nu înseamnă anarhism să facem fiecare Bun, ce vrem. Deci ziceți că nu s-a rezolvat nici acolo, au rămas doar într-o așteptare. Exact. La cultură, de asemenea, au niște probleme de salarizare pe care public ministra culturii a spus o rezolvăm săptămâna aceasta, cealaltă, banul în săptămâna 1-4 o rezolvăm săptămâna 7-8 și în mare parte au rămas nerezolvate. Cu privire la salarizarea întregului sistem bugetar este o nebuloasă și o să se întâmple și vă spun de acum și o să mai discutăm la momentul respectiv, o să se întâmple ceea ce se întâmplă acum cu legea pensiilor. Noua lege a salarizării unice în sistemul bugetar, până la data de acum, ar fi trebuit să fie negociată cu federațiile de domeniu reprezentative și discutată în Consiliul Național Tripartit cu confederațiile pentru a se face echilibru pe orizontală și pe verticală acolo. Că sunt unii care nu au nevoie și care trăiesc bine. Păi da, dar noua lege va afecta pe toți. Și atunci o să vadă și ăia care trăiesc bine că, aoleu, uite că veni timpul să dăm din colț în colț. Pentru că principiile noi legi a salarizării, unde spune că salariul va avea două componente, va politiza mai mult decât până acum sistemul bugetar din România. Oricum e ultra politizat, adică n-ai va fi și mai politizat. N-ai cum gândiți-vă. Să găsești într-o instituție publică decât deci, pe gândiți-vă. Cei care au umblat și prin campanie electorală. Gândiți-vă că atâta timp cât stăm pixul managerului, directorului sau oricum s-ar chema el, o majorare de salariu pentru performanță profesională, aia poate să fie subiectiv oricând. Iată, în interiorul legii trebuie să aibă criterii, obiective profesionale superioare de atins. Da, pentru că el poate să, șeful poate să spună, domnule, deocamdată nu merită. Îi dau eu lui X și lui Y și nu îi dau lui Z și lui W pentru că ăia nu își fac treaba. Fără a avea niște criterii, decât așa după bunul plac. Și de ce spunem că fără a avea criterii? Pentru că noi nu am văzut un draft al acestei legi și aici vin public și atrag atenția tuturor lucrătorilor din domeniul administrație publică și a tuturor plătiți din fonduri publice. Atenție foarte mare să stea coagulați în interiorul sindicatului și la acțiunile sindicale când liderii lor îi vor chema să participe fără nicio frică, pentru că există riscul să ducă acasă venituri în cel mai scurt timp mai mici decât cele pe care le-au acum. Și ar trebui să fie totodată și un semn de întrebare pentru politicieni, pentru că legea de salarizare, ca și legea de pensionare, sunt piloni determinanți în pacea socială dintr-o societate la un moment dat. Dacă ai o lege clară, predictibilă, nu schimbi. În 2017 am schimbat o lege care
nu, nici acum nu poate fi aplicată în totalitate. Adică n-am ajuns cu asta până la maximul ei și o schimb imediat, că mi se pare mie că nu este bună, că nu am suficiente pârghii ca și politician să îmi răsplătesc pe cei care, așa cum spuneți dumneavoastră, au umblat în spatele meu la campanie și m-au ajutat să lipesc. Nu e nicio tragedie dacă face asta, dar... Să o facă, dar să nu apeteze. Nu există criterii de competență dacă stabilite. Dacă omul ăla care te-a ajutat în campanie competent, ia lângă bine, tine, ia lângă tine. Ca și campaniile politice trebuie să făcute. Pentru că trebuie să, din când în când să-i mai alegem. Și e clar că așa este. Dar competența trebuie să primeze atunci când vorbim de banul public. Și o competență, exact cum am spus, stabilită în interiorul legii, cu criterii, cu, până la urma urmei, cu obiective de performanță profesională pe care trebuie să le atingă la cotă maximă, la cotă medie sau la cotă inferioară. Trebuie să știm dacă ajungi până la un procent de 25% din obiectivele profesionale speciale, ai atât majorare de salariu. Dar acestea trebuie să fie cuantificabile. Corect. Nu lăsate la voia întâmplării, la mâna și îndemâna oricărui manager. În pixul politicianului. Din păcate, timpul trece foarte repede și trebuie să punem punct emisiunii noastre. Eu vă mulțumesc pentru prezență și vă urez mult succes în bătălia asta cu nedreptatea. Vă mulțumesc pentru că ne-ați chemat și că ați avut interes în a ne face cunoscute problemele cu care ne confruntăm. Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea din această seară. Să aveți o seară minunată și o săptămână deosebită. Toate cele bune!